1 decembrie a fost serbat cu mare faz de către copiii din cadrul After School Golden Land. Aceștia au interpretat cântece patriotice, tot ce e mai frumos în limba română, cinstind astfel românii și România. Cum zilele de 30 noiembrie și 1 decembrie sunt sărbători legale, în mai multe unități de învățământ din municipiul Drobeta Turnu Severin s-au desfășurat activități în avans pentru a marca Ziua Națională a României. O atmosferă cu adevărat românească am întâlnit la After School Golden Land din Drobeta Turnu Severin. Tinerii talentați au interpretat melodii patriotice, cinstind astfel românii și România. De asemenea, cadrele didactice alături de copii au intonat cântece patriotice la cetatea medievală a Severinului, acolo unde tinerii românași au fluturat steagul României cu mare mândrie și entuziasm. Intonarea cântecelor patriotice a făcut ca glasurile cristaline de copii să trezească în toți oamenii mândria de a ne numi români. A trezit acel sentiment frumos numit patriotism. Tinerii reprezintă viitorul, asta o știu cel mai bine cadrele didactice, care își doresc ca din cunoștințele acumulate de ele în anii de experiență în acest domeniu să poată să ajute tânăra generație să facă performanță. Ziua Națională este despre români și România, despre ceea ce ne definește cu adevărat, despre valorile și principiile care ne caracterizează ca popor. Este o întoarcere în timp către 1918, dar și o întoarcere sinceră către noi, cei de astăzi, către calitatea de urmași demni ai celor ce au realizat Marea Unire. Unitatea și solidaritatea au fost acele principii pe care, indiferent de timpul istoric, s-au fundamentat victoriile românilor.